des întrebarea despre cât costă un lucru sau altul, așa că am strâns mai multe momente în care vă arătăm ce poți face cu 50 de lei în Kenya. Dacă ar fi să numesc care parte a lumii ne-a plăcut cel mai mult din câte locuri am vizitat, este Africa. Clar nu este locul unde curge lapte și miere, dar nouă ne-a intrat la inimă. Vă luăm cu noi într-o aventură colorată, pe mare, dar și în aglomerație. În bucurie, dar și în frică. În sărăcie, dar și în bogăție. Dar cel mai frumos lucru, motivul pentru care și zicem că în Africa găsești ceva ce nu găsești nicăieri pe pământ, este viața oamenilor de rând. E ceva ce noi, societățile așa zis dezvoltate, ne-am pierdut, dar în Africa încă găsești. Oameni și bucuria în lucrurile simple. Noi suntem familia Mateș, adică Paul, Sara, Melissa, Scarlett și Anza. La jumătatea călătoriei, Melissa și o parte din grupul de prieteni s-a reîntors în România, dar oarecum ne-am reîntregit cu Sara, Alex și Anais și ne continuăm aventura în Kenya. Welcome to Nairobi! Wow! Dragilor, acesta este ultimul video din seria cu Kenya, din Africa. Chiar peste câteva momente o să plecăm de aici, către România, și ne-am gândit ca să punem la un loc așa mai multe momente în care am filmat diferite cumpărături. Zi, Anza, tu. Azi o să plecăm în Dubai, după aia mâine tot în Dubai și după aia răspăi mine acasă. Exact. Îți iei o tobă? Cât ai dat pe ea? Anza și-a cumpărat o tobă cu 200 de shillings, ceea ce înseamnă 5,50 lei. Da? Am ajuns în CBD, în centru, și am rugat pe un nene de la securitate să ne arate unde am putea să mergem să găsim un market de Maasai. Și îmi zice, haide că vă duc eu dacă vreți, îmi faci și mie 50 cu un ceai. Bine! Sunt foarte prietenoși oamenii aici, extraordinar, ca român rămâi șocat. Aici sunt băieții cu Boda Boda, adică taxiurile motocicliste, oamenii noștri sunt pregătiți. Muzungi. Muzungu, da. Have you ever heard of Romania? No. N-a auzit de România, prietenul nostru. Da, deci am ajuns la un felul ăsta de Maasai market. Ia uite, sunt tot felul de chestii aici. Vreau să cumpăr o șapcă, o băscuțe, ceva pentru Scarlett, pentru că deja s-a ars pe mescal. Și... cam atât, restul am luat anul trecut, iubim, nu mai vreau să mai plecăm cu lemne acasă. Da. Anul trecut am luat o valiză de lemne și de tot felul de din astea de bucătărie, eram fascinat de tot. O să cumpărăm 300 de zahăr, 2,80 lei, foarte dulce. De grea. Se mănâncă foarte greu. Ce gust are ava? Miere. Așa, și cum faci? Muș din ea? Da. Asta strigă dinții. Nu strigă dinții, e foarte dulce. Foarte dulce. Și după ce se duce gustul, arunci... Câți astea ce-a rămas? E bună, ne? Are fibra, așa. Păi da, asta după aia o arunci, arunci. Doar nu o mănânci. Deci o să luăm acest telefon. Este copilăria mea. Nu prea se merită 2,8, doar că o să facem promotion. Ia, vrei, Anza? Ia. Excuse me, sir. How much is one chip? 1,000. For me or for in general? 1,000. Păi eu iei la curățată. Nu știu dacă ăsta e prețul pentru mine, că sunt alb la față, adică muzungut, sau ăsta e prețul în general, dar... nu o să o cumpărăm astăzi. Bine ați venit în lumea mea. Ați întrebat foarte mult de unde am rochițele din vlog. Sunt de aici, dragi. Mi s-au terminat rochițele pe 2022 și am ajuns în 2024 să-mi iau alte rochițe pentru 2024 vara. O rochiță este 200 de shillings, aia înseamnă pentru muzungu 200 de shillings. Asta înseamnă
Da. 5,50 lei. N-am loc. Ideea e că mă costă 5 lei rochița plus bagaj, iubi. Da. Deci asta este rochița. Când o să o calc, o să fie drăguță. Asta e foarte drăguță, ia uite. Mm. Este 6 lei și este una foarte faină. Wow, ce faină. E super, îmi place. Da? Da. Sau nu prea? Nu, îmi place. Tot 6 lei. El vrea 500 de ele, adică 15 lei. Am găsit o chestie care i-ar sta atât de bine lui Scarlett. Ești pregătită? Nu, dă-mi uite. Scase, bună pentru orice ocazie. Da, e stil corean. Noi suntem exact sub barăcile pe care le vedeți voi de acum din aer. Suntem în Rongai, într-un loc de unde noi i-am cumpărat noi. Fetele au cumpărat foarte multe haine de aici la un preț foarte, foarte bun, second hand. Ți-ai găsit ceva? Da, mi-am găsit și eu o rochie două. You are here? Yes. Yeah. Ago, I remember the one, your son. Mmm. Deci, Amza, te ține minte de acum 2 ani, de când am fost noi aici. Wow, mi se pare incredibil. Deci aici, în Rongai, unde suntem noi acum, este piață și stânga și dreapta. Sunt oameni cu tot felul de fructe, de legume, haine, tot ce-ți dă prin cap. Chinezării, bagaje, haine, tâmplari, oameni care sudează fiare, tot ce-ți imaginezi tu e aici. Ideea este că este și foarte ieftin. În supermarket, aș zice că este undeva de minim 5 ori mai scump, orice înseamnă legumă, fructă. Și o să vedem câte banane putem să cumpărăm de 2,80 lei, atâta înseamnă 100 de șilingi. Hai! 10 banane putem să cumpărăm. Guys, nu vă puteți imagina cât de bun este gustul. E extraordinar, zici că mănânci unt de banane, este bombo. Băieții din spatele meu de acolo de pe motocicletă sunt Boda Boda. Sunt un fel de taximetriști pe motocicletă. Taxiul este ieftin, iar Boda Boda este de 3-4 ori mai ieftin, adică să te dai o tură până, nu știu, să mergi câțiva kilometri, poate fie doar un leu, ceva de genul ăsta. Acum, astea sunt chestii, dacă ai curaj și vii aici și vrei să mergi. Marea majoritate a turiștilor nu au curaj să vină, nu se simt în siguranță aici deloc. Țin minte prima dată când am venit eu cu Liviu, eram numai așa, umblam cu mâinile pe buzunare, să ne gândim să nu ne ia nimeni ceva de prin buzunare. Ne uitam stânga-dreapta peste umăr, dar nu ai cum să nu te simți ciudat, pentru că toată lumea se uită la tine. Adică suntem super, super interesanți pentru ei. De bani un mango, vă dați seama? Și în România îl mănânci, dar nu e mango ăla de România, asta e mango gua. Noi salivăm aici. Mamă, ce bun e! Ești cu 60 de bani în locul ca asta de ananas. Hai să viară ce mai are. Wow! Wow, zici că e din compot. Suntem într-o piață de second hand. Suntem în Nairobi, se numește Toy Market, piața asta. Am descoperit-o și noi de curând și prețurile sunt foarte bune. Albii de obicei nu vin în zona asta pentru că nu știu de piața asta, dar am aflat-o noi de la cineva. Avem noi sursele noastre. Și astăzi am venit cu fetele ca să-și cumpere tot felul de second hand-uri, pentru că sunt la prețuri foarte, 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 foarte bune. Am luat niște papuci care au costat 28 de lei. Îi lăsăm ei aici și îi luăm pe ăștia noi, adică noi, ca noi. Am cumpărat un porumb de pe stradă și a costat 30 de bani. Cum e, ia gustă-l. E bun. Bun, mi-am luat și eu ceva, un briciac, foarte rezistent, lemnul aici este fain, e original, nu e de plastic sau ceva, ăsta e oțel bun. Și uite, hap, foarte fain, are și aici o prinzătoare pe care poți să-l prind de rucsac printr-o carabină și a costat 1200 de șilingi. Uhuu, bravo! Apeși pe butonul ăla acolo, da? Și așa a prins lama, bine. Exact, și acum pui piedica aia. Piedica aia și nu mai merge, uite. Exact. Exact. Perfect. Da, să-mi cumpăr o pomniță și să-mi pun apă, pentru că o să vreau să-mi cumpăr un cap de manechin și cu păr și o să vreau să-i fac freze și așa. Deci ăsta costă 260 de șilingi.
E puțin, vreo 7 lei. Da. Da. O să luăm un party pack, adică costă 5 lei. Da? 183 de shillingi ăla, mamă, mamă. A, uite, au și pufuleții din astea așa de... cu diferite flavoruri. Mamă, astea sunt foarte ieftine. Cât e? Asta? Ăsta este 30 de bani. A. 30 de bani asta. Și puțină. Da. Mamă, Amza, cum arăți? Amza, cum arăți? Aoleu, ce murdar ești! Astea erau curate azi dimineață. Hai. K-pop la magazin. Era 3 lei. Nu, 6 lei, da. 6 lei. Un K-pop din ăla mic. Așa, așa. Și am găsit un K-pop camel gigant cu 3 lei. Și camel foarte greu, nu? Mamă, deci este neașteptat de greu. Cred că are jumătate de kilogram. Dragilor, mi-am cumpărat și eu ceva, un suvenir, un suvenir mai special. Sunt diferite suveniruri aici pe care le poți cumpăra, uite cum ar fi astea. Asta e vreo 6 lei. De exemplu, poți să iei un pix, care este 4 lei. Asta este os de cămilă. Știți ce e? Ia uitați aici. Asta este un clopot original din tribul Maasai. Uite, a fost la o vacă, ei sunt văcari. Și mi se pare super extraordinar să-l pun așa undeva pe un perete și să știu, bă, ăstea sunt din tribul Maasai. Știți cât am dat pe el? Cam mult, ce-i drept, dar eu zic că merită. Am dat 32 de lei. Nu e mult, nu mi se pare mult, dar îmi place mult. Hai să vedem ce e înăuntru. Oare e înăuntru, e goală? Sau e plină? Ciocolată! K-pop! Giant K-pop! Cum e, Scarlett? Ce bun e! Da? Are gust de K-pop ca la noi? Da! Da? Prea dulce! Scarlett. Prea dulce? Mama, aici nu! Și câștigătoarea premiului de cea mai mare înghițitură, Anaïs! Foarte bună! Foarte bună? După ou! Alex, cum e? E prea dulce? E oribil, e prea... Deci, din nou în second hand-ul din Rongai. Este 50, adică 1,20 lei. Noi nu dăm mulți bani pe haine, dar sunt frumoase și decente. Pe ce dau bani, într-adevăr, sunt pe încălțăminte. Pentru că încălțăminte e foarte greu să o găsești așa. E foarte deosebită. Asta de pe mine, tu de aici. Da, de tura trecută când am fost aici. Da. Sara, ce ai găsit? E super, Sara. Super. Deci, dragilor, pe toate astea am dat 40 de lei. Mi-am cumpărat un lacăt cu 200 de shilingi. Asta înseamnă 5 lei și ceva. Ia să vedem cum e. E fain. Ia uite aici ce piață. De toate, tot ce vrei. Zici că e România anilor 90. Spune-mi ce ți-ai luat. Mi-am luat rachița asta cu 500 de shilingi. Wow. Superbă. Uh-huh. Sunt foarte vintage. Când o să o spălăm, o să fie mai superbă. Da, detalii foarte faine, dantelă. Mi-am luat o șapcă cu 14 lei. Eu zic că stă bine. Hai să-i arăți lui mama. Mama, dar să-i de adult, dar de, cu dreaduri e ok acum. Crocs original într-o stare... Într-o stare foarte bună, cu 57 de lei. Să spăl încălțămintea, costă 100 de shilingi, adică 2,80 lei. Adevărul e că dacă mergi pe aici, ți se murdăresc papucii maxim de tot. Nu știu ce se întâmplă, dar nimeni, n-ai cum să ai încălțămintea curată, n-ai cum, că e praf, e, totul e, pământul este roșu și se murdăresc. Cum arăta înainte și cum arată acum? Eu zic că sunt cei mai buni 2,80 lei. Arată super. Welcome to Nairobi! Wow! Guys, de dacă nu erau oamenii ăștia, noi am fi rămas blocați în Kenya din cauza la COVID. Nu vă putem spune prea mult, dar în urmă cu 2 ani avem un secret. N-avem cum să vi-l spunem, dar rămâneam blocați. Oamenii ăștia ne-au salvat și acum ne-au invitat din nou la masă. Mamă! Wow, ce mare bebele! Dura trecut era bebe mic, nici nu mergea și acum ai dita mai bebeloiu. Ne era dor, miroase extraordinar de bine. Miroase foarte, foarte bine și mi-e foarte foame. Oamenii sunt foarte faini, n-am venit să mâncăm, am venit să ne întâlnim cu ei și știam că o să mâncăm și bine. Da, dar sunt super, sunt deja numai așa primitor și abia am ajuns numai Au un cuiat, aoleu, ne-au un cuiat, deși ne-au un cuiat. Closing the door, now we're stuck.
We're stuck here. They're never gonna leave here. Unde-i la parte? I got the keys. La părinți le-am adus cozonac și gem de măceșe. Mă gândeam ce gem aș putea să le aduc care să nu se găsească aici. De măceșe, că asta nu cred. Și cozonac. Guys, we have some candies for you. 100% Romanian. That you never tasted before. Uite la băiatul ăsta ce ochi are. Iată. Am adus Eugenii, ciocolată rom, cornuri măgura, făgăraș, ciocolată poiana și cum își imaginează românii că are gust Africa, africana. Și da, ciocolată rom. Have it. Wow! Oh my goodness! This is amazing! This is cozonac. It's a traditional cake. Ah, okay. This is and this is a so kind of gem that you might never tasted before. That wow. I don't think you have this. Produced in Romania. Yeah, yeah. Everything is 100 Romanian. 100% Romanian. Thank you, Jesus. Thank you for taking care of them. Thank you for watching over us. And even as you unite us once again, the reveal. I'm going. Chapati. Mâncare ei preferată. Homemade chicken. Yes. Wow. Then this is some potatoes. Some potatoes. Yes. Okay. Wow. Deci un fel de piure cu o frunză de ceva ca să-l facă verde. Chapati e foarte bun, că am gustat. Yeah. Hai să gustăm varza. Matea, cum e? Bine. Ce-ți place cel mai mult de acolo? Chapati. Mm. Și mie tot chapati. Am gustat salata asta. E bună. Acum hai să vedem chestia asta care nu știu ce e. Cartof. Mm. E bun și cartoful. It's very good. Like this? Mm. Okay. It's really good. Very do you want good. More? Number one. Nu scapa. Number two. Nu bloca. Number three. Non toarce. Non toarce. Ok. Ne pregătim pentru un joc foarte fun. Yes. You might say, so it doesn't fall. Come here, Emma. Let's put this way. No connecting. No connecting. Not touching. If it's like this, maybe that. Whoa. Let's go! It's party with patches. Gata! Gata, toată lumea să fie pregătită, hai! 2, 3, go! Prea repede! Mai, 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 ce? Așa, good job! Actually, slow is best! Oh! Mare sus! Control, control! Paul! Unde Paul? Pe partea cealaltă, bravo, Ska! Pe partea cealaltă! Bravo, bravo, pe partea cealaltă, bravo! Bravo! Asante Iesu, Asante Iesu, Asante Iesu. Ne-au și învățat un cântec. Asante Iesu. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Până la final. Și aici se încheie seria din Africa și ne vedem acasă la un nou vlog. Da, pa, pa. Pa.